Întrerupem programul nostru obișnuit pentru a lua act de plecarea lui Ilie Sârbu din politică. Da, da, acel Ilie Sârbu, fost președinte al Senatului, șef al grupului PSD din Senat și tată al Dacianei. Domnul Sârbu păstrează deocamdată doar funcția de prim-socru al României. Cât o mai fi și asta, că nici Victor nu se simte foarte bine la guvern, pare că Liviu Dragnea e mai premier decât Ponta acum. În fine, nu intrăm noi acum în speculații. Mai bine îl lăsăm pe Mircea Joană. Da, știu, și dânsul a plecat de câțiva ani din politică. Doar că dânsul nu știe asta și mai vorbește din când în când. Ia să vedem ce spune Dragostea Mihaelei. Un om care simte ce se întâmplă și un om care prevestește ce se va întâmpla. Deci plecarea lui organizată este că de un îndemn și pentru restul familiei și pentru cei apropiați să procedeze de o manieră similară. Da, interesant. Nu serios, de data asta s-ar putea să aibă dreptate și Joană. A fost 20 de ani coleg cu Sârbu prin politică, se știe și cu Ponta, se știe cu toată lumea. Păcat că nu l-a rugat moderatorul să explice mai clar ce înseamnă restul familiei și cei apropiați. Că dacă ne uităm prin politică, prin ministere, prin instituții, descoperim un arbore cu rude, cu nași, cu fin, cu tot felul de rubedenii ale familiei Ponta Sârbu. Păi dacă se retrag toți, se eliberează jumate din aparatul de stat, de-aia zic. E un punct de vedere. Da, gata, destul cu trecutul, haideți să vedem și viitorul. Iar viitorul sună foarte bine. Nea Ilie Sârbu se duce la Curtea de Conturi. Da, exact așa. S-a uitat omul în jur și a văzut că e un post de vicepreședinte la nu știu ce autoritate de audit. Cum plecăm noi la non-stop să luăm o bere, așa pleacă ăștia de la Senat la Curtea de Conturi. Ce spuneți, că sunt eu cârcotaș? Că domnul Sârbu e profesionist? Că e nevoie de oameni ca el și ca Nicu Văcăroiu? Că sunt economiști și cu tare? Ai, terminați cu prostiile. Nu zic că n-ar fi bun, Doamne ferește, dar ce treabă are economia cu Curtea de Conturi și cu banii? Mai important mi se pare că Ilie Sârbu are teologia la bază. Asta da, asta contează. Păi dacă nici preoții nu se pricep cu banii, atunci cine? 10.000 de euro, 3 hectare, 4-5 case, la parte frumos. Dai un ban, dar cumperi ceva frumos.